Mulțumesc foarte mult! Doi români și doi moldoveni au fost arestați de carabinieri italieni după ce au jefuit un om de afaceri care câștigase numai puțin de 5 milioane de euro la un los. Nati Badea, corespondent de Antena 3 CNN în Italia, ni se alătură cu toate informațiile. Nati, bun găsit! Care este povestea? Bun găsit, Maria Linda, bun găsit tuturor, o româncă, un român și doi bărbați de cetățenie din Republica Moldova au fost arestați zilele acestea de către carabinieri italieni pentru că sunt considerați responsabili autorii unui mega jaf care a avut loc în mai anul trecut la vila unui important om de afaceri italian care câștigase la loterie 5 milioane de euro. Cei patru hoți l-au așteptat pe acesta într-o noapte în timp ce acesta venea din oraș împreună cu iubita. I-au obligat să le deschidă vila, i-au imobilizat la pământ cu ajutorul pistoalelor, în timp ce românca era cea care îi păzea, ceilalți trei bărbați au luat toate obiectele de preț din casă, vorbim de bijuterii, ceasuri și 12 lingouri de aur și 20.000 de euro cash, astfel încât prejudiciul acestui jaf se ridică la 620.000 de euro. Iată că la 10 luni distanță cei patru au fost prinși de poliția din Italia și sunt în acest moment reținuți. Nu sunt însă informații dacă au fost recuperate și bijuteriile, ceasurile și mai ales cele 12 lingouri de aur pe care aceștia le-au furat în noaptea respectivă.